voastre, doamnelor și domnilor, bună ziua! În ciuda faptului că Mercurul e retrograd, avem eclipsă, avem lună plină, noi astăzi avem o zi fericită. După 8 luni de muncă asiduă, avem cei 3 câștigători. Acum pot să parafrazez acel cântec renumit. Ce a fost, a fost, ce va fi, va fi, iată că a venit și această zi. Vă rog să urmărim un video. Ce poveste emoționantă, da. După 8 luni de zile, de mail-uri, de telefoane, de ședințe,
am ajuns să dăm tremolo tobe mici și să anunțăm cei trei câștigători din 27 proiecte depuse. Vreau în primul să le aduc mulțumiri juriului internațional pentru munca depusă. Consiliul Tutelar, azi prezent prin ex-prim-ministrul Republicii Moldova și unul de afacerilor Sturza și diva noastră, dar și a lumii întregi, Valentina Nafornița. Vă rog să aplaudăm. Colectivul Ogilvy, care a asigurat vizualitatea acestui proiect și nu în ultimul rând, colectivul Ministerului Culturii, care a muncit zi de zi, cheltuind timp și emoții, ca acest proiect să se întâmple. Și nu în ultimul, în ultimul rând, nașul acestui proiect, omul care ne-a întrebat în fiecare zi cum merge, ce ne-a aplicat, cum merge, e bine, cum e, domnului Sergiu Prodan, Ministrul Culturii, pe care îl invit aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Astăzi este o zi extraordinară. Sincer să fiu, trebuie să recunosc astăzi că atunci când am acceptat acest mandat, în luna august 21 și în luna septembrie se împlinea un an de când a ars filarmonica. Încă nu știam unde-i dreapta și unde-i stânga și toți cu întrebarea când, cum. Și eu înțeleg că se construiește filarmonică. N-am construit niciuna până acum. Zero experiență. Dar trebuia să facem față și să răspundem la întrebări, la provocări. Înțelegeam atunci un singur lucru. Repede înseamnă prost. Trebuie să ne mișcăm încet, dar sigur și calitativ. Pentru că Republica Moldova, societatea noastră, are nevoie de altceva. Nu doar de încă o sală. Are nevoie de o sală instrument muzical. O sală cu calități acustice. Venind din domeniul cinematografiei, înțelegeam acest lucru, dar idee nu aveam ce înseamnă și care sunt aceste criterii și aceste cerințe și cum se întâmplă acest miracol când, iată, o bucată de lemn poate fi un scaun foarte frumos, dar el nu sună. Și tot din lemn este confecționată o vioară care este instrument muzical și ea sună. Probabil că și în arhitectură există acest miracol și această diferență. A mai durat un an de zile încercând să găsesc măcar primul pas. Și aici a venit acea idee să nu fim singuri, să nu ne asumăm prea multe și să ne adresăm specialiștilor, oamenilor notorii, celor care au experiență. Și am organizat acel apel pentru a constitui Consiliul Tutelar și le sunt extrem de recunoscător tuturor membrilor pentru că au acceptat, că s-au implicat și au depus un efort maxim ca ideea și această informație că în Chișinău, în Republica Moldova, se dorește o filarmonică nouă, să ajungă la toată lumea. Consider că astăzi este, avem un rezultat. Avem 27 de proiecte, de idei de proiecte, din 13 țări, inclusiv Republica Moldova, ceea ce este foarte și foarte îmbucurător. Zilele trecute vorbeam cu domnul Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, care a spus, da, am auzit, dar poate ne dați și nouă proiectele, poate alegem și noi un proiect pentru filarmonica din Cahul. Iată că cei care au trimis, cei care au depus acest efort, companiile, arhitecții care au înaintat aceste idei,
vreau să-i asigur că munca lor este apreciată, este dorită și este așteptată. Și le sunt extrem de recunoscător tuturor celor care absolut gratis, din proprie inițiativă, au răspuns chemării noastre și au trimis aceste minunate idei care vă îndemn să le admirăm cu toții. Și vreau să mulțumesc acestui lăcaș al arhitecturii pentru faptul că ne-a găzduit, nici nu mi închipuiam să fie în altă parte, pentru că noi avem grijă de viitorul nostru, de viitorii arhitecți. Și îndemn toată societatea să vină, cei interesați, să vină să admire toate proiectele și în continuare suntem deschiși, Ministerul Culturii, să recepționăm păreri, sugestii vis-a-vis de proiectele care sunt aici. Deci nu doar cei câștigători vor fi aplaudați și vor fi răsplătiți cu recunoștința noastră, ci toți cei care și-au trimis lucrările. Din acest punct de vedere, într-adevăr, este un moment extraordinar și vreau să mulțumesc în egală măsură și juriului internațional care a acceptat să vină la Chișinău, să participe și ieri a fost o zi extrem de grea, o muncă asiduie ca să identifice aceste primii trei câștigători din această varietate de idei minunate. Să le mulțumesc din suflet pentru munca depusă, pentru grija pe care au manifestat-o și să îi îndemn și să le spun la toți că munca nu se oprește aici. Urmează negocierea cu câștigătorii, să vedem care din aceste proiecte totuși va fi propus spre realizare și urmează cel mai important, adunarea de fonduri pentru construcția acestei filarmonici, urmează construcția ei propriu-zisă. În acest sens, mi-amintesc de experiența României, atunci când s-a construit Ateneul Român și sloganul, lozinca pe atunci a fost un leu pentru Ateneu. Nu pentru că n-ar fi avut coroana suficienți bani să construiască această minunată clădire, ci pentru că se dorea ca fiecare cetățean să fie conștient de faptul că are un leu investit în această bijuterie națională și se mândrește cu existența acestei clădiri. Asta, de fapt, ne dorim și noi, ca acest proiect să devină un proiect care ar uni, ar coagula și ar da sens coeziunii noastre sociale, pentru că în jurul acestui templu al muzicii putem și trebuie să ne unim cu toți. Vreau să mulțumesc echipii Ogilvy, care iarăși au fost printre primii care ne-au susținut când am venit și am spus, eu nu știu cum, nu știu ce, dar trebuie să facem ceva și ceva care depășește simpla formalitate de a anunța doar un concurs, a face un proiect, a bifa o acțiune. Noi, la Ministerul Culturii, cu multă frică ne-am apropiat de acest proiect. Pentru că, desigur, proiectul în sine, importanța lui depășește imaginația noastră, competența noastră, soluțiile pe care le putem noi genera. Și aici, compania Ogilvy a fost foarte de ajutor. Au preluat comunicarea, au preluat, ne-au explicat pașii care trebuie făcuți și ne-au fost și vor fi în continuare de mare ajutor, pentru că, repet, este o etapă, dar totul abia începe. Vreau să mulțumesc Ministerului Culturii, colaboratorilor, tuturor, cei care zi de zi, cum a spus și Boris, nu, eu personal n-am făcut mare lucru, întrebam cum acolo. Au mai venit? Vin proiecte. Pentru că frica cea mare era, desigur, să nu avem.
proiecte. Iată că demonstrăm că se poate și Republica Moldova, societatea noastră, de fapt oamenii noștri, dau dovadă că sunt văzuți în lume. Noi suntem în rând cu lumea. Lumea știe despre noi, reacționează și noi putem să ne ocupăm locul nostru în structura europeană și în structura mondială. Nici prea buni, dar nici prea la coada iazului. Exact în rând cu lumea. Și asta e lucrul cel mai important. Am mai spus-o și o spun în continuare, pentru noi acest proiect este unul de suflet. Chiar și reieșind din faptul că Republica Moldova, societatea noastră, oamenii noștri de o creativitate deosebită, au oferit umanității artiști de valoare de talie mondială. Avem prezenți în sală reprezentanți a acestor artiști cu care ne mândrim și vorbeam cu Valentina înainte de această, de deschiderea acestei conferințe, despre faptul că, spre mare regret, muzicienii noștri, tinerii muzicieni, ajung să se audă pe adevăratele abia când pleacă din Moldova. Vocaliștii, instrumentiștii. Pentru că nu poți cânta la vioară ținând în mână, repet, un scaun, de exemplu. Cât de frumos n-ar fi. Trebuie să ții în mână un instrument muzical, trebuie să aibă o rezonanță, o acustică. Același lucru, mai ales când vorbim de vocaliști, de interpreți. Și iată, acești copii ajung să se audă pentru prima dată plecând la Viena sau la Paris. Am avut săptămâna trecută mare fericire să asist la un concert în Filarmonica din Paris și în corul Filarmonicii din Paris avem o conațională de a noastră, doamna Sochircă. Am fost cutremurat de sunetul acelei săli în care, în orice punct din sală, cu aceeași intensitate, se aud toate sunetele și ele se aud mixate, nu se aud pe rând. Problema noastră întotdeauna a fost o sală acustică, pentru că toate sălile care au existat și care există, în mare parte au fost un compromis. O fostă bancă a devenit sală de concert, foarte bună, cu o acustică acceptabilă, poate cea mai bună care o avem la moment. Dar totuși nu a fost construită pentru ca să fie o sală de concert. O fostă sală de ședințe a Partidului Comunist a devenit iarăși sala Palatul Național. O fostă sală de banchete a Partidului Comunist acum găzduiește Filarmonica la moment. Și stând alături, suntem nevoiți să punem microfoane, boxe și asta nu mai e muzică. Asta e retransmiterea unei muzici. Ne dorim foarte mult ca această sală, această nouă filarmonică, să devină într-adevăr acel instrument muzical care ne va da posibilitatea să oferim lumii și mai mulți, și mai talentați, și mai bine pregătiți artiști. Eu vă mulțumesc și procedem mai departe la următorul pas. Mulțumesc! Unul din mari dirijori al lumii, Sergiu Celibidache, după un concert la Viena, a zis orchestra filarmonicii din Viena poate uneori să cânte și fără dirijor. Atât de bună sală. Și noi ne dorim o astfel de sală. Sper că membrii juriului au luat o decizie corectă să avem și noi o astfel de sală. Because we cannot provide translations here, I assure you that all the messages are positive. So, I'm happy to invite here the Ambassador of Malta in the Republic of Moldova, the Chief of the International Jury, Professor Lino Bianco. Your floor. Thank you. Good morning. Thank you, Excellency. Thank you all. Thank you, the members of my colleagues who formed this jury.
we had a very delicate task. It was a very heavy day yesterday. We went through the project. The project designed by architects. We architects tend to think about a theater. A theater, a philharmonic theater, is not an auditorium. And this is something which we have to think of in such a project. Thus, acoustics and other aspects have to be addressed, including building services. The project is a very technically complex project. There are other aspects, access for all, sustainability. But there is another important, complex issue, something which the brief brought forward as well. This is addressing the spirit of Moldova. The project is for a temple of culture, a temple of the love for harmony. This love of harmony which reverberates, this is the soul of Moldova. This is the soul of your forefathers. This is the soul of your children and grandchildren. And we are here entrusted with a very delicate ethical issue of being managers of the past for the future. This is something which we kept in mind. And the team, different experts, conductors, specialists in acoustics, foreign and local, had one agenda in mind. Let's be the background to facilitate and help the country, us all, having something and contributing something to Moldova, to humanity. Music is a universal language. Music does not know of nations. It's international. And it's a very strong statement, especially nowadays, where beyond nationality, there is humanity. And this temple of love is the temple for humanity, which the Moldovians are actually celebrating for their own identity and for the identity of civilization. Thank you. Domnul Biacov a menționat cât de complicată a fost această jurizare pentru că a trebuit să ia în considerație aspectele arhitecturale, dar și acustice. Cât de important este acest templu sacru a artelor și a frumosului care va servi generațiilor viitoare. Acum, doamnelor și domnilor, procedem la faza cea mai intrigantă și cea mai emoțională, să batem toba mică și să anunțăm câștigătorii. Domnule ministru, aveți această misiune. Domnul Sturza, dacă... Vă rugăm foarte mult, chiar. Avem un microfon deschis, da. Bună ziua, dragi invitați! Sunt foarte fericită să fiu astăzi aici. Sunt fericită că cumva parcă simt că am depășit acel moment greu. Acel moment greu când acum câțiva ani am aflat cu toții cu stupoare de accidentul grav care s-a întâmplat la Filarmonica Națională. Fiind artist, fiind muzician, am fost foarte empatică, în primul rând, cu muzicienii, pentru că mă puneam în locul lor și îmi dădeam seama cum pot ei să meargă mai departe. Ei nu mai au un loc, unii dintre ei nu mai aveau instrumente. Era absolut teribil și chiar îmi doream cumva să îi ajut pe fiecare în parte. Mă bucur tare mult că peste câțiva ani am ajuns în acest moment. Acest moment ce dă o speranță enormă culturii țării noastre, o speranță enormă muzicienilor de la noi din țară, dar și muzicienilor care sunt plecați în afară și celor din afară. Pentru că, cred eu, este o vorbă, tot ce
tot ce nu se face spre bine, cum e vorba aia? Tot ce nu se face spre bine. Nu, de fapt altceva. Tot altă vorbă vreau să spun. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Păi, noi acum o să devenim cu siguranță mai puternici și mai buni, pentru că mi s-a dat o nouă șansă. Da, a fost dură această lovitură, însă șansa este foarte, foarte frumoasă pentru noi, pentru țara noastră, pentru muzicienii noștri. Pentru că avem șansa să avem o sală minunată, cu o acustică fantastică, în care pur și simplu și publicul și muzicienii să se simtă bine și să se poată bucura într-adevăr de muzică, de artă. Mă bucur foarte mult că sunt aici în această zi și felicitări tuturor celor care își au depus atâta muncă și atât efort pentru acest minunat proiect. Mulțumesc! Doamna Ana Forență, dacă decide să deveniți dirijor într-o bună zi, sunteți binevenite în Noua Filarmonică. Domnul Sturza, vreți să spuneți câteva cuvinte? Vă rog foarte mult! Mediul din business, da! Bună ziua! În primul rând, eu, printr-o mică donație la inițiativa doamnei Valentina, mi-am cumpărat biletul, în primul rând, la Filarmonică deja. Evident că am fost și noi toți șocați când s-a întâmplat acest eveniment. Eu am locuit în zonă mai mulți ani și vreau să vă spun că am fost atașat, pentru că era foarte simplu, te uitai pe afișă și mergeai de seară la un concert și am avut privilegiul de la înălțimea vârstei și experienței mele personale să-i văd pe toți acei care astăzi au fost prezentați aici, mari artiști al neamului nostru, i-am văzut pe viu în cadrul filarmonicii. Doar foarte scurt vreau să vă spun că zilele astea am avut o revelație, am avut o discuție virtuală cu mai mulți oameni de cultură, nu numai din spațiul românesc, unde ei disperați din multiplele crize care ne confruntăm noi și în special războiul barbar din zona noastră, am simțit la ei un element de disperare și de îndoială, dar mai avem noi nevoie de cultură. Mai avem noi nevoie de un nou spectacol, de o nouă carte. Va salva acest lucru lumea. Și eu, care nu sunt om al artelor, încercam să-i convinc că avem nevoie de cultură, avem nevoie de o nouă carte, de o nouă creație, pentru că chiar dacă noi simțim că în jurul nostru oamenii nu sunt atât de receptivi și nu zic wow din prima, ochiul se deprinde, urechea se educă. Noi avem nevoie de această filarmonică. O avem ca să rămână pe veacuri ca un simbol de solidaritate a moldovenilor cu cultura. Vă doresc succes! Just to make a short translation for those who don't understand Romanian, message is to cut the leg, but we need this building. So, noi mai avem încă o surpriză înainte de a da deschidere plicurilor. Vreau să o întreb pe doamna Svetlana Bivol, actualul director al Filarmonicii, cum se simte în ziua ei de naștere când se deschid aceste plicuri. Felicitări, doamna Bivol! Stimate domnule ministru, stimați membri ai juriului, dragi colegi, prieteni, chiar este o mare fericire astăzi. Ne-am trezit cu toții într-o stare de euforie, deoarece un pas atât de important s-a realizat deja, pe care l-am așteptat foarte mult. Aș vrea să zic în numele întregului colectiv al Filarmonicii, care de fapt numără mai mult de 200 de artiști de toate genurile artei muzicale, să vă exprim toată recunoștința pentru acea atitudine, pentru acest minunat templu al culturii, cu toate problemele care au existat. Domnul ministru foarte frumos a punctat aceste momente, într-adevăr, săli de concerte performante. Nu avem și sperăm că o vom avea și se va transforma într-un adevărat centru al culturii muzicale din Moldova,
deoarece știți cât de talentați suntem, știți cât de mulți artiști minunați ne reprezintă în întreaga lume și nu întâmplător în Consiliul Tutelar au intrat minunații noștri muzicieni care, de fapt, primii pași au făcut în scena filarmonice. Și Valiușa a cântat la 16 ani în concertul profesorului Vichilu, dacă îți amintești. Și Ileam Gârneț, și Alexandra Cononov la 6 ani cânta Să-mi câți copzari, bătrân copzari și n-am nici, vin nici casă cânta ea. Un copil dintr-o familie excepțională și cei care, de fapt, străbunicul a fost și director de filarmonică. Și Radu Rățoi a câștigat premiul Barbu Lăutaru, marele premiu, tot în scena filarmonicei. Și Adriano Marian a dirijat primul lui concert venind de la Cluj și având emoții foarte mari a dirijat acest concert. Adică pe toți îi ține minte cum au intrat în această lume a frumosului și bineînțeles că ei cu toții și-au adus acea contribuție foarte mare prin apelurile lor, prin starea lui spirituală pe care au transmis-o. Mulțumesc, Valentina și domnul Sturza, pentru acea contribuție foarte frumoasă, financiară, care s-a făcut-o la începutul campaniei. Și sunt convinsă că această sală va deveni centru spiritual al Moldovei. Vă mulțumim din suflet și să vedem cu ce ne alegem astăzi. Mulțumesc! Wow. Mulțumesc! Hai cu trei! Vă mulțumim! Foarte emoționant! După cum vedeți, doamna Biblu, și vestimentare este pasărea Phoenix astăzi. So, dear guests, dear members of the jury, we are going to proceed to display publicly your decisions now. Domnul ministru, vă rog la plicuri. Așa. Aș vrea să anticipez intriga. Deci, ca și orice concurs internațional, trebuie să avem și proiecte în afara concursului. Este extrem de important și vreau să anunț câștigătorul în afara concursului. Este proiectul studenților acestei facultăți de arhitectură și urbanism, care este, iată, aici prezent. Haideți să-i aplaudăm pe tinerii arhitecți. Locul 1 pentru proiectul în afara concursului a studenților facultății. Felicitări și mulțumesc mult pentru implicare. Studenții au muncit zilele acestea împreună cu colegii din minister pentru a organiza, a desfășura și a expune aceste proiecte. Deci, ba, unde sunt tobele? Noi avem tobe, cântăm. Tobele! Locul 3. Proiectul cu simbolul AB0202, asta pentru cei care doresc să le vadă, că le sunt publicate pe site-ul respectiv cu acest cod. Arhitectul Tobias Wulff, autor principal Tobias Wulff, Germania. Felicitări! Le excludem prin poștă, bineînțeles. Știți cum, deci vorba tradițională a moldovanului, de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, locul 3, o diplomă de onoare. Locul 2, mare surpriză. Locul 2, simbol, CC2023, uite, anul 2023. Cataraga, arhitect SRL, autor principal Cataraga Vitalie, cu autor Kafka Gheorghe, Republica Moldova. Nu sunt prezenți în sală? Nu. Trimitem prin poștă. E concurs internațional fără prezența autorilor. Și? Da. Și locul întâi, simbol BK6312, Bez Koch, Architekten General Planner, autor principal Koch Thorsten, coautor Bez Martin, Germania. Felicitări câștigătorilor și un mare, mare mulțumesc tuturor celor care au
expediat aceste proiecte. Noi le prețuim, vor fi expuse publicului, vom trimite scrisori de mulțumire și reacții ale publicului. Vom continua și în alte orașe a Republicii Moldova, după cum am spus, cu permisiunea dumnealor, o să le adresăm această rugăminte, ca să beneficiem pe deplin de această muncă depusă și încă o dată mulțumesc tuturor! Aici închidem cortina acestei conferințe. Noi aducem mare mulțumiri Facultății de Urbanistică și Arhitectură a Universității Tehnice pentru Găzduire și vă invităm să admirați și restul proiectelor. Cine știe, poate mai ochim una. Vă mulțumim și o zi bună să aveți! Să vă mulțumim pentru vizionare!